Apostolul, Evanghelia și Sfinții Zilei. Apostolul și Evanghelia din ziua de 25 martie. Apostolul. Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, cel ce sfințește și cei ce se sfințesc dintr-unul sunt toți. De aceea nu se rușinează să-i numească pe ei frați zicând, spune voi fraților mei numele tău, în mijlocul bisericii te voi lăuda și iarăși eu voi fi încrezător în el și iarăși iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci, de vreme ce pruncii s-au făcut părta sângelui și trupului, în același fel și el s-a împărtășit de acestea, ca să surpe prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe aceea pe care frica morții îi ținea în robie toată viața. Pentru că, într-adevăr, nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avraam a luat. Drept aceea, dator era întru toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios arhiereu, în cele către Dumnezeu, pentru curățirea păcatelor poporului, căci, prin ceea ce a pătimit, fiind el însuși ispitit, poate și celor ce sunt ispitiți să le ajute. Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie din ziua de 25 martie. Citire din Evanghelia de la Luca. În zilele acelea, Elisabeta, soția lui Zaharia, a zămislit și s-a tăinuit pe sine 5 luni, zicând, astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea. Iar în a 6-a lună a fost trimis îngerul Gavril de la Dumnezeu într-o cetate din Galileea, a cărui nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea a zis, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine, ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Și îngerul i-a zis, nu te teme, Maria, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui prea înalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său. Și va împărăți peste casa lui Israel în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând îngerul i-a zis, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, pentru aceea și Sfântul, care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețea ei și aceasta este a 6-a lună pentru ea, care se numea stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Maria, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, și îngerul a plecat de la ea. Așa ne rugăm și noi, Doamne Iisuse Hristoase, iată robii Domnului, iată slujitorii Domnului, fie nouă după cuvântul tău, în toate zilele vieții noastre. Amin. Astăzi, 25 martie, prăznuim Buna Vestire pentru rugăciunile
Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, pentru rugăciunile Sfântului Arhanghel Gavril, Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.